Cum ați devenit om de afaceri? Eu am început într-o zi o afacere pornind de la 3 cuie, un polonic și o sfoară. Până seara aveam deja un call center. Nu mai spun că oamenilor li se făcuse deja training. Pe ce era specializat call center? Nu era specializat pe nimica, că încă nu mă hotărâsem pe ce anume să-l specializez. Și asta a fost foarte bine, pentru că până la urmă am decis să facem din el spălătorie de mașini. Da, eu pe moment am zis, eu decât să-l specializez, mai bine îmi tai o mână. Și care mână v-ați tăiat? Asta. A, v-ați cusut-o la loc? Nu, că am început să mă gândesc imediat la spălătoria de mașini și mi-am dat seama după vreo 5 ore că am nevoie de mână ca să semnez hârtii. Dar până atunci eu deja mi-o furaseră câinii. Și ce ați făcut până la urmă? Până la urmă mi-am pus o mână bionică. Dar nu pare bionică. În prezent mi se pare o ironie a sorții, faptul că mi-am dat seama că de fapt am nevoie de mână ca să semnez. Eu sunt stângaci și nu semnez cu dreapta. Probabil de la durere. Da. Dar cum îmi dau seama că fratele meu e stângaci, dar scrie cu dreapta? A făcut armata? Da. La tanchiști? Da, da. Să explic. Și cum ați reușit totuși să deveniți un antreprenor de succes? După aventura cu spălătoria de mașină am descoperit că îmi place foarte mult entomologia. Fugeam tot mai des cu plasa ca să prind fluturi și mi-am dat seama că există o problemă în România. Nu avem arce cu gămălie profesionale pentru entomologi. Adică prindeam fluturele, îl băgam la insectar și până dimineața se libera din ac și începea să-mi ronțe perdelele. Și mi-am zis că e cazul să fac ceva, să-mi adun mințile într-un singur punct. Și am înființat compania Black Star, specializată pe producția de șervețele. Și acum suntem lideri naționali. Sunteți mândru că ați făcut avere mare? Să știți că nu pentru bani am făcut-o, ci din pasiunea pentru entomologie. Cu șervețelele, chiar dacă ești lider național, nu câștigi mulți bani, că vă dați seama cât costă un pachet de șervețele, 50 de bani. Nu puteți să creșteți prețul să costă un leu? Da. Da. Dar chiar nu m-am gândit la chestia. Asta înseamnă că o să am bani să merg în concediu. Unde vreți să mergeți în concediu? Păi vreau să merg... Dar nu-i treaba ta. Asta. Ce alte proiecte mai aveți? Vreau să deschid o școală de maiștri afaceriști unde să se predea traforaj și afaceristică. Vă urez succes! Mersi!